Numărul șomerilor crește. Potrivit datelor prezentate de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, 1200 de șomeri sunt înregistrați. Agenția Florești a identificat 200 de locuri de muncă libere. Șomerii însă nu manifestă interes către oferta venită, preferând să se mulțumească de ajutorul de șomaj pe care îl ridică lunar, aflându-se în evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a Raionului Florești. N-am unde lucra. Am 50 de ani, cine mă primește pe mine la lucru? Una, dar două, am un copil invalid de gradul întâi. Ne oferă, dar eu am 50 de ani, unde să mă duc la lucru? Eu n-am unde mă duc, la mine tata e fără picioare și eu sunt nevoit să vin aici. 30. Și tata n-are picioare, mama e tot e cu tensiune și tot n-avem unde să ne duc la cu tânși de neaz, cu tânși. Și nicăieri eu nu mă pot duce la lucru. Nu știu, văd că am spus că poate se deschide pe uneva de lucru, da? Unii să mă duc, am 50 de ani, unii. De mai ești tineri, dar dacă te vede bătrân, calică de chișoare de mâini, du-te baba acasă, că n-a să mă pun cu unul tânăr poate lucra. Sunt bolnavă și nu pot să lucrez și stau acasă cu copilul. Singur, lucrul nu-i propus, dar fiindcă nu pot să lucrez, că sunt bolnavă. Copil singurul acasă la cresc. Nu, că într-un copil cât minde. Dar nimic nu-mi oferă doamna sau domnișoară. Numai acele 200 de lei care lunară, perioada rece anul care eu sunt înregistrat la, aici, la Birja Muncii. Potrivit reprezentanților Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, problema neangajării în câmpul muncii nu este cauzată de lipsa locurilor vacante. Jumătate din locurile oferite de către agenții economice au fost ocupate de șomeri înregistrați la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cauze sunt diferite, cred că majoritatea dintre voi, stimați telespectatori, le cunoașteți. Aceasta este și acordarea ajutorului social, și acordarea ajutorului de șomaj. Din diferite motive, șomerii refuză locurile propuse de către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. Aceasta nu este o situație ieșită din comun, această situație se atestă în majoritatea țărilor, chiar și în Uniunea Europeană, cât și în țările non-comunitare. Așa sunt șomerii peste tot. Dacă beneficiază de o indemnizație oferită de către instituțiile statale, lor le este mai ușor să refuze un loc de muncă propus. În baza de date a Agenției Florești sunt înregistrați 1200 de șomeri, dintre care 50% sunt femei, 40% tineri cu vârsta până la 30 de ani, 60% din șomeri nu au nicio profesie. Pentru șomerii cu studii superioare lipsesc locurile vacante. Mărimea medie a ajutorului de șomaj este de aproape 1200 de lei.